Gruparea de pe municipal și-a schimbat în această vară aproape integral membrii stafului tehnic, iar în echipa noului antrenor principal, Mihai Ciobanu, s-a alăturat Sebastian Moga, cu o experiență vastă în primul eșalon, făcând parte până acum ceva timp din staful tehnicianului Eugen Nagoe. Suntem încrezători, am găsit... Bine, mare parte din jucătorii cunoșteam, o parte dintre ei chiar am lucrat, de exemplu cu Alex Țigănaș am lucrat la Iași, cu Antoni Ivanov l-am avut jucător la Dinamo, iar cei jucătorii cu experiență îi știam ca adversari. Cu gânduri bune, normal, vrem să facem treabă, am încredere în toți jucătorii, am încredere în staff și în tot ceea ce cuprinde modul de organizare a echipei pentru a face performanță. Nou sosit în nordul Moldovei este și golkeeperul Răzvan Began, cel care până la finalul sezonului anterior a fost legitimat la OIJK Șep și Sfântul Gheorghe. Acesta își dorește să demonstreze cât mai repede faptul că are calitățile necesare pentru a se impune în treburile lui FC Botoșani. Rămâne de văzut dacă să pot să mă impun. Răzvan Began este un portar foarte bun, foarte talentat. Împreună cu siguranță avem de învățat unul de la celălalt și cu antrenorul, cu portare și ce o să decide antrenorul, care este mai bun în ziua respectivă. FC Botoșani va lua startul în noul sezon de Superliga în deplasare pe terenul celor de la FC Voluntari. Ziua și ora startului partidei nu au fost încă stabilite.